numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragi frați și surori, slăviți să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului că și în această duminică după amiază suntem învredniciți de Domnul să petrecem împreună un timp binecuvântat în care, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, să primim în inimile noastre acele îndemnuri de care avem nevoie pentru ca umblarea noastră prin lumea aceasta să fie după voia lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi suntem chemați să umblăm în lumea aceasta, nu oricum, ci într-un fel plăcut lui Dumnezeu. Ne numim credincioși, ne numim copii ai lui Dumnezeu, ne numim ostași ai Domnului, dar dincolo de numele pe care noi îl purtăm fiecare sau pe care am vrea să-l ducem mai departe, rămâne ceea ce facem în viața noastră de zi cu zi, rămân faptele noastre până la urmă și ce este înăuntrul nostru, în sufletul nostru. Îi mulțumim Domnului că am ajuns în locul acesta și un loc în care de atâtea ori ne întâlnim în fiecare duminică, de fapt, și în fiecare duminică cuvântul lui Dumnezeu are ceva să ne spună fiecăruia dintre noi. Vineri dimineața, vinerea care a trecut la Domnul una din surorile noastre bune, să le spun așa, credincioase, sora Cornelia din Ghilad. Și cu ajutorul Domnului am fost învredniciți să fim alături de familia îndoliată și de frații din Ghilad la această pierdere, pentru că sora Cornelia a fost o credincioasă a Domnului cu adevărat. Și a fost învrednicită de Domnul să trăiască pe pământul acesta 85 de ani. I-a dat Dumnezeu darul și bucuria de a-și vedea copiii crescând, de a-i vedea părinți și mai mult decât atât, de a-i vedea și bunici. I-a dat Dumnezeu darul să se bucure de nepoții pe care i-a dat, văzându-i crescând și unii dintre ei ajungând chiar bunici și ei, părinți și ei. Și mai mult decât atât, Dumnezeu i-a dat bucuria de a-și vedea strănepoții crescând. Și m-am gândit, cum i-a dat Dumnezeu acest dar să-și vadă copiii, nepoții și strănepoții văzând în viitor 3 generații, am putea spune. E un dar din partea lui Dumnezeu. Nu toți avem darul acesta să ne vedem copiii crescând, să ne vedem nepoții crescând, să ne vedem strănepoții. Dar pentru cei care sunt învredniciți de acest dar, ne bucurăm pentru ei. Sora Cornelia a fost învrednicită de Domnul să trăiască 85 de ani pe pământul acesta, dar nu acesta este darul cel mai frumos cu care sora Cornelia s-a dus din lumea aceasta. Copiii, nepoții, strănepoții. Ci cu altceva s-a dus în împărăția lui Dumnezeu, pot să spun. La 17 ani s-a întâlnit cu Domnul Iisus. La 17 ani a intrat în lucrarea oastei Domnului, cu legământ în Biserica Ortodoxă, și de atunci, de la 17 ani până la 85 de ani, a trăit cu Domnul. A trăit cu Domnul. Și 68 de ani să fii credincios. E ceva. Pentru că mulți nu sunt credincioși sau nu reușesc să fie credincioși o zi. O zi. E greu să fii credincioși o zi. Vin biserică, vin adunare, asculți cuvântul lui Dumnezeu, îți place, dar când ai ieșit din biserică sau din adunarea Domnului, te întorci în lume, nu reușești să duci credința mai departe. În amintirea sorei noastre Cornelia, aș vrea să citesc o poezie scrisă de fratele Traian Dorz în volumul de poezii Cântarea Veșniciei.
Poezia se numește Prin nașterea în lumea asta. Cred că pentru fiecare dintre noi această poezie are ceva să ne spună. Haideți să luăm aminte la acest cuvânt. Prin nașterea în lumea asta, noi am venit într-un exil. Tu ne-ai trimis pentru o slujire și timpul, rânduindu-ni-l, când slujba noastră și când timpul cel hotărât va fi împlinit, noi, fericiți, ne vom reîntoarce la locul drag, făgăduit. Dar chiar și aici, ce dulci popasuri ne-ai rânduit din când în când, ce minunat ne-a fost tot drumul spre muntele slăvit urcând. De-am fi știut privi înainte, cum știm acum privi înapoi, cu cât mai plin de bucurie și încredere ai fi mers cu noi. Și acum, când ceva ni se întâmplă și trec prin noi niște fiori, deși nu știm nimic înainte, stăm liniștiți și încrezători. Va fi sau nu va fi, tu singur știi numai ce ne-ai rânduit, la ce răscruce stăm și totuși ce pace ne-ai statornicit. De câte ori am fost înainte la vreo răscruce ca acum, eram atât de plin de teamă și ne feream de acest greu drum. Iar azi, când asta omenește ar fi să fie și mai grea, cu câtă liniște ne umpli ființa chiar privind la ea. Nu-i oare chiar și asta, Doamne, un semn dumnezeiesc și sfânt, că tot ce ni se întâmplă e planul ce-l ai cu noi pe acest pământ? Și chiar încrederea cea tare ce ai pus-o noi în voia ta, nu-i oare tocmai ea dovada că tu ești cel ce va lucra? O, fie voia ta, Părinte, noi fericiți te preamărim și îngenunchiați smeriți alături vrem liniștiți să ți-o împlinim. Fă să privim numai spre tine și numai spre cuvântul tău, crezând mereu cu neclintire că-i bine tot ce pare rău. Vrem să ne încredem mai puternic ca oricând în mâna ta, că noi nici nu bănuim acum ce tu mai vrei a ne arăta. Când, Doamne, până acum cu nimeni n-ai mai lucrat așa frumos, cum să nu credem noi că astăzi ne dai un har și mai frumos? Și când trecutul ne este atât de plin cât îl vedem, cum ne-ar mai fi de grab cu slavă tot viitorul ce-l avem? O, încredeți-vă în El puternic, voi, frații mei, pe noul drum, că tot ce a fost cu noi până astăzi e pentru ce va începe acum. Că tot ce a fost cu noi până astăzi e pentru tot ce va începe acum. Slăviți să fie Domnul! Așa e Dumnezeu! Așa e lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața celor care cred. Și cu cât reușim să avem ochii sufletului nostru mai deschiși către Dumnezeu, cu atâta putem înțelege
mai frumos și mai înalt lucrarea Domnului în lumea aceasta și în viața noastră. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea, dacă mai puteți, să vă rețin atenția cu câteva gânduri legate tot de împăratul David. Am mai vorbit despre împăratul David de câteva ori și parcă ar mai fi câteva lucruri care ar trebui să le mai spunem despre împăratul David. Și mai mult decât atât, căutăm neprihănirea împăratului David. Să vedem cum și de ce Dumnezeu l-a văzut pe David ca pe un om neprihănit. Pentru că noi, dacă ne uităm în viața lui David și dacă ne uităm la păcatele nenumărate pe care le-a avut împăratul David și la viața pe care a avut-o în unele privințe, am spune că numai neprihănit n-a fost David. Și totuși Dumnezeu îl numește neprihănit. Și am vrut să vedem câteva din momentele de înălțare sufletească din viața lui David. Acum să ne oprim la altul. Și o să citesc din cartea Vechiului Testament, din 2 Samuel, capitolul 6, ceva despre chivotul Domnului. După ce a cucerit Ierusalimul, David s-a gândit că ar fi foarte bine dacă ar aduce chivotul Domnului în Ierusalim, în cetatea sa. O mică introducere legată de acest chivot al Domnului. Ce era de fapt chivotul Domnului? Care avea o mare importanță pentru israeliții din trecut. De fapt, a fost o poruncă pe care Moise a primit-o de la Dumnezeu să facă un chivot, de fapt o cutie, o lată, de lemn de salcâm, poleită cu aur și în interior și în exterior, la colțuri niște drugi, niște inele, prin care treceau niște drugi, și această ladă avea un capac, capacul ispășirii, făcut din aur masiv, care avea deasupra doi îngeri cu aripile unite spre interiorul capacului. În acest chivot erau tablele legii, puse tablele legii, toiagul lui Moise care înverzise și un vas cu mana din pustie. Și Dumnezeu le-a spus să facă acest chivot și atunci când Moise intra în cortul întâlnirii, în locul preasfânt, în Sfânta Sfântelor, acolo Dumnezeu venea, cobora și îi vorbea lui Moise și îi dădea toate poruncile de acolo, de pe capacul ispășirii. Și a avut o mare importanță în istoria lor acest chivot al Domnului. În toate momentele importante, chivotul a fost acolo și îl foloseau. Prin pustie, când umblau, când pleca chivotul, plecau și ei. Când se oprea chivotul, se opreau și ei. Chivotul trebuia purtat pe umeri de preoți. Nimeni nu se putea atinge de acest chivot. Trebuia purtat pe umeri. Când au trecut Iordanul să intre în țara făgăduită, cu conduși de Iosua, mai întâi au pășit în Iordan, preoții purtând acest chivot al Domnului. Când au pășit în apa Iordanului, apele Iordanului s-au despărțit și poporul a trecut și a cucerit Canaanul. Și îl foloseau în lupte, îl foloseau să cucerească. A fost o prezență acest chivot pentru poporul Israel. Numai că au făcut la un moment dat o greșeală mare. Au crezut că prezența chivotului pentru ei este totul. Au crezut că Dumnezeu se uită la ei prin chivot. Au crezut că Dumnezeu nu se uită la inimile lor. Au crezut că
Dumnezeu nu-i privește pe ei personal, ci pe Chivot. Și a fost un moment, s-a mai vorbit aici de momentul acela, când israeliții erau în război cu filistenii, se luptau în vremea judecătorilor, înainte de a fi un împărat în Israel, se luptau. Și la Ebenezer îi bătuse bine filistenii pe evrei, ori muri vreo 4.000. Chivotul la vremea aia era în Samaria, la Shiloh, era un centru religios acolo, acolo era credința lor, la Shiloh, unde era Chivotul. Și cei din Ebenezer, învinși și bătuți de filisteni, s-au gândit: ne-a părăsit Domnul. De ce am pierdut în fața acestui războiului, în fața filistenilor? De ce am pierdut lupta? Și și-au dat seama că soluția este să aducă Chivotul la ei acolo la luptă, la Ebenezer. Și-au trimis la Shiloh după Chivot și-au adus Chivotul. Și-au crezut că dacă Chivotul este în mijlocul lor, sunt și victorioși doar prin prezența acelui Chivot. Și interesant cum scrie cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, că cum erau taberele de război, nu? Filistenii au auzit când au venit cu Chivotul la israeliți, tot poporul a strigat atât de tare și atât de puternic de bucurie că a venit Chivotul la ei și acum Chivotul îi va izbăvi de filisteni. Atât de tare au strigat și s-au bucurat și zice că filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără la ei. Deci așa de tare s-au bucurat că au crezut că a venit Dumnezeu în tabără la ei. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestui Dumnezeu puternic? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni, se gândeau ei, că știau istoria evreilor și știau cum a lovit Dumnezeu pe egipteni și au zis: gata, a coborât Dumnezeu în mijlocul lor, suntem pierduți. Dar pe de altă parte s-au gândit: dar totuși nu putem să nu ne luptăm cu israeliții. O fi Dumnezeul lor cu ei, suntem pierduți, dar nu să nu fim pierduți fără luptă. Că vom ajunge robii lor. Decât să ajungem robii lor, mai bine ne luptăm cu ei. Și într-adevăr s-au luptat și nu numai că s-au luptat, ci chiar i-a învins pe israeliți. Pentru că Dumnezeu îi dăduse în mâna lor ca pedeapsă. Pentru că ei îl părăsiseră pe Dumnezeu, deși aveau Chivotul în mijlocul lor. Și filistenii au luat acest Chivot și l-au luat la ei. Și interesant că au crezut că dacă au pus mâna pe Chivotul Domnului, acum sunt puternici. Numai că Dumnezeu i-a pedepsit, pentru că au luat ce nu era al lor. Pentru că au pus mâna pe ce nu era al lor și l-au dus de la Ebenezer la Asdod. Acolo i-a lovit Dumnezeu cu o boală, că i-a făcut să stea numai în picioare. I-a lovit cu o boală de șezut. N-au mai putut să se așeze. Urlau și zbierau de suferințele pe care le aveau. Și au zis: hai să-l trimitem de aici, că din cauza Chivotului, că ne pedepsește Domnul că am luat Chivotul, hai să trimitem Chivotul. Și l-au trimis la Gat. Și acolo, aceeași boală de șezut. Nu puteau să-și aseze. Urlau, cetatea toată. L-au trimis de acolo la Ecron. Și acolo s-au gândit: ce ne facem cu el? Că acum noi am luat Chivotul Domnului, dar numai pacoste ne aduce Chivotul Domnului. Păi să-l trimitem înapoi, acasă, la evrei. Și l-au trimis, nu intrăm în detalii, și l-au trimis și a ajuns Chivotul la ei, la evrei. Dar, ca să scurtăm și să ajungem la capitolul 6 din cartea prorocului Samuel,
Și a rămas acolo ani de zile. La un locuitor numit Abinadab. Ăsta s-a ocupat de chivot ani și ani de zile. Nu s-a mai dus la el până n-a venit David. Când David și-a adus aminte, am cucerit Ierusalimul, dar chivotul Domnului este undeva la Abinadab. Hai să mă duc să aduc acest chivot în cetatea mea pe care am cucerit-o, în Ierusalim. Și vreau să citim capitolul 6 din 2 Samuel, să vedem cât de simplu sau cât de greu a fost pentru David să ia chivotul și să-l ducă în cetatea lui. David a strâns iarăși pe aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David cu tot poporul care era cu el a pornit să se suie acolo unde era chivotul Domnului, înaintea căruia este chemat numele Domnului oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. A pus chivotul Domnului, chivotul lui Dumnezeu, într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. L-au luat deci din casa lui Abinadab, de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente din lemn de chiparos, cu harfe, cu alăute, cu timpane, cu flaute, cu țimbale. Când au ajuns în area lui Nacon, Uza, deci unul din fiii lui Abinadab, a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să-l răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo, lângă chivotul Domnului, lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și acolo, și locul acesta a fost numit până astăzi Preț Uza, ruperea lui Uza. L-a rupt în două Dumnezeu, că a întins mâna să proptească chivotul Domnului. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să mai ducă chivotul Domnului în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed Edom și toată casa lui. Au venit și au spus împăratului David: Domnul a binecuvântat casa lui Obed Edom și tot ce avea din pricina chivotului lui. Atunci David a pornit și a suit chivotul Domnului din casa lui Obed Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Când cei ce duceau chivotul au făcut 6 pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu un efod de in subțire. Astfel a suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și sunet de trâmbițe. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. Mical era soția lui. L-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul, l-au pus în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot.
David a adus înaintea Domnului arde de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit tot poporul și toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide, și tot poporul a plecat fiecare la casa lui. Și acum, David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. David a răspuns Micaelei: înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa ta, casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt mai de nimic decât de data asta și să mai joc în ochi și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste la slujnicele care, de care vorbești. Slăviți să fie Domnul! Haideți să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Am citit, poate ați putut urmări, poate n-ați urmărit. David a cucerit Ierusalimul și a vrut să aducă chivotul în cetatea lui. S-a dus prima dată, a avut două încercări. Prima dată s-a dus cu alai, cu instrumente, cu bucurie, dar ce au făcut? Au făcut un car nou, au ales calea mai simplă. Au făcut un car nou, au pus niște boi frumoși, tineri acolo, au pus chivotul în car și au vrut să-l ducă în cetate cu ajutorul carului. Numai că porunca pe care Dumnezeu o dăduse lui Moise și întregului popor a fost că chivotul trebuie purtat de umerii oamenilor, nu în carul, în carele boilor. Oamenii trebuiau să poarte acel chivot. Ei au zis că o rezolvă mai simplu, mai ușor, cu carul de boi. Și de aici învățătura pe care noi o putem trage este că nu totdeauna calea simplă, calea ușoară, este calea pe care Dumnezeu vrea să mergem. Nu totdeauna efortul minim este ceea ce ne cere Dumnezeu, ci de multe ori Dumnezeu ne cere efortul maxim. Nu trebuie să ne ferim de lucrarea lui Dumnezeu și de a pune umărul la lucrarea lui Dumnezeu. Noi simplificăm de multe ori lucrarea lui Dumnezeu, dar nu e așa. Dumnezeu vrea implicarea noastră totală în lucrarea lui Dumnezeu. 3 luni a stat, nu s-a mai apropiat de chivot. După 3 luni a zis: haide să mai mergem o dată după chivot. Dar nu s-au mai dus cum s-au dus prima dată, cu boi și cu carul cu boi. Nu. S-au dus, l-au luat pe umeri, preoții care aveau dreptul să-l poarte, l-au luat pe umeri, făceau 6 pași și aduceau o jertfă. Se rugau, se închinau Domnului, mai făceau 6 pași și așa l-au purtat chivotul Domnului. Pentru că așa se poartă lucrarea lui Dumnezeu. Nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu crezând că o faci după voia ta și după înțelepciunea ta. Trebuie să o faci după cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să existe o concordanță între ceea ce facem noi și ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce scrie în legea Domnului. Nu facem lucrarea lui Dumnezeu după cum ni se pare nouă că ar fi potrivit, sau ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu după cum ni se pare nouă că ar fi bine. Trebuie să fie în concordanță cu Scriptura, viața noastră până la urmă. Și ceea ce s-a întâmplat mai departe, nu știu dacă ați fost atenți, dacă ați urmărit. Când a intrat în cetate, David s-a dezgolit și a jucat, scrie aici. Și un joc din ăsta că nevastă sa a fost surprinsă, n-a știut ce să înțeleagă din atitudinea lui David. David intra în Ierusalim, se tăvălea pe jos,
cădea, striga, ridica mâinile în sus, umbla ca un om biat. Așa a intrat David în Ierusalim. Nevastă s-a fost surprinsă. Cum dita mai împăratul poate să facă lucrul ăsta? Dar de fapt, intrarea lui David în Ierusalim a avut un sens profetic și a profețit de fapt ceea ce urma să facă, să se facă Domnului Iisus la ieșirea din Ierusalim spre dealul Golgotei. Pentru că și pe Domnul Iisus l-au dezgolit, l-au bătut, cădea, se ridica purtându-și crucea. A fost un sens profetic în dansul acela. Am auzit pe mulți, adică pe mulți, unii, ca să argumenteze dansurile și jocurile astea păgânești pe care le practică creștinătatea de multe ori, am auzit argumentat aici, păi și David a jucat când a adus chivotul în cetatea lui. Și David a jucat înaintea Domnului. Noi de ce să nu jucăm? Dar ați văzut ce zice David? M-am smerit, mă înjosesc. Deci prin ceea ce făcea David, prin jocul acela la intrarea în Ierusalim cu chivotul, David a zis, mă înjosesc în ochii mei pentru ca Dumnezeu să se înalțe. Astăzi lumea joacă, dar joacă și dansează pentru slava lor, pentru poftele lor, nu ca să se înjosească înaintea Domnului. Și David a profețit felul în care Hristos își purta crucea. Așa a intrat David în Ierusalim, cum a ieșit Domnul Iisus din Ierusalim, purtându-și crucea, căzând, opintindu-se, greu de tot, greu de tot. Poporul evreu, revin un pic la chivotul legământului, au crezut că având chivotul legământului în mijlocul lor, îți biruitori. Și să știți că și astăzi, mulți dintre credincioși, și poate suntem ispitiți și noi să credem că prin ceea ce avem sau prin ceea ce suntem, Dumnezeu ne binecuvintează. Și am văzut de multe ori și chiar m-am abținut ca să nu comentez, am văzut la moaște, la icoane, cu tot felul de maieuri, de pulovere, de dedesubturi, frecându-le, atingându-le. Crezând că dacă le iau pe ei acele haine atinse de moaște sau de lucruri, de obiecte sfinte, sunt păziți de cel rău, uitând că viața lor contează. Purtau acele haine atinse de obiecte sfinte, dar viața lor era în cel mai josnic păcat. Crezând că obiectul îi mântuiește, nu felul în care își trăiesc ei viața. Știți de lucrurile astea, nu? Ați văzut. Asta nu-i credință. Asta e superstiție. Asta nu-i credință. Dacă credința nu te apropie de Hristos și dacă credința nu-ți deschide calea spre împărăția lui Dumnezeu, nimic nu ți-o deschide. Dacă Hristos nu te păzește, nimic nu te poate păzi. Chiar dacă maieul tău sau puloverul sau l-ai trecut și l-ai atins, eu știu de ce. Nu te păzește un pulover atins de o icoană sfântă. Icoana e sfântă, dar tu ești vai de capul tău. Dar tu ești destinat morții și iadului. Ceea ce trebuie să se întâmple în viața noastră este acea schimbare și noire lăuntrică din interiorul nostru. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Că altfel ne ia chivotul și îl dă filistenilor. Care grijă el ce să facă și cu filistenii? Așa ne ia și nouă toate obiectele astea care credem noi că ne sfințesc. Nu ne sfințesc. Dacă noi nu vrem să ne sfințim viața noastră, nimic nu ne poate sfinți. Slăviți să fie Domnul! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.